Consilierul local Ilie Clement propunea în ședința Consiliului din 26 septembrie ca Piața Orient din Giurgiu să poarte numele marelui doctor chirurg Giurgiu Veanion Munteanu. Proiectul nu s-a putut aproba pentru că a primit aviz negativ din partea Comisiei de Atribuire a Denumirii a județului Giurgiu din cadrul prefecturii. Sunt indignat că acești domni care fac parte din Comisia de Atribuire au făcut o motivare care deranjează pe oricine. Eu nu știu ce studii medicale au acești domni ca să poată să pună o rezoluție și să facă o motivare pentru un om care într-adevăr a fost o personalitate a municipiului Giurgiu. Pentru ca proiectul să nu fie abandonat, municipalitatea s-a gândit la altceva. O arteră de circulație în lungime de 106 metri din municipiu să poarte numele celui care a fost doctor Ion Munteanu. Micuța stradă este delimitată de alea CFR în partea de sud și bulevardul Mihai Viteazu în partea de nord, mai bine zis pe undeva prin spatele autogării, fără nicio legătură cu trecutul distinsului chirurg. Personalitatea giurgiuveană merita cu siguranță mai mult decât o porțiune de asfalt care să-i poarte numele, poate strada pe care s-a născut sau o locație din apropierea acesteia, mai semnificativă decât o arteră ascunsă printre blocuri.